debăsificarea, denazificarea. Bine, doamne, știi cum, chestia asta cu denazificarea e penibilă. Eu m-aș simți jignit dacă aș fi fost victima nazificării, ca cineva să fluture chestia asta cu atâta nonșalanță. Hai să fim serioși. Dacă regimul ăsta ar fost nazist, nici domnul Ponta n-ajungea în rolul în care a ajuns, nici unele televiziuni n-ajungeau să aibă audiența pe care o au și eficiența publică pe care o au. Eu am trăit într-o dictatură ca și domnul Popescu. Doamne, nu țin chestii de-astea într-o dictatură și este o, cum să spun, o grosolănie să mai invoci azi cuvântul ăsta ca și cum noi nu știm ce e aia. Eu sunt într-o generație care știe cum e. Nu clămpăne nimeni contra guvernului, nu face nimeni emisiuni, nu există o dictatură în care vine un moderator în fața ecranului și spune suntem sub o dictatură. Asta e comic. Am văzut câțiva actori care se plâng mereu că au trăit o viață întreagă sub dictatură, au jucat roluri de toate culorile sub acea dictatură, n-au mișcat un deget, nu s-au plâns niciodată și acum la bătrânețe suferă. Suferă că sunt oprimați, că e dictatură. Eu nu știu ce este această năvală pe scena vieții a unor oameni care au stat cu minți tot acolo. E plină România de altfel de oameni care au stat cu minți tot timpul și acum sunt cu cuțitul în dinți. Există o tradiție veche din anii 50 de după război, din Uniunea Sovietică, extinsă după aceea și la intelectuali cu pretenții de pe la Paris și de mai acolea, să faci nazist pe orice persoană care e împotriva comunismului. Automat, da, este nazist. Asta este o tradiție propagandistă. Sau legionar. Da. Exact. Sunt niște locuri comune ale demonizării inșilor care nu sunt de acord cu comunismul, fără să fie câtuși sau de puțin. Sau care pur și simplu sunt împotriva ta. Sau chiar împotriva ta personal. Da. Asta a făcut domnul Ponta acolo. Urechism feroce. Evident că el nu poate livra niciun argument, pentru că s-ar lovi în secunda a doua de propria aberație. Dar nu știe ce vorbește. Așa cum are acea emblemă de neșters de la Cotroceni cu ochișorii rotindu-se în cap meteoul ăla, acela este domnul Ponta. Acolo era dezbrăcat. Apropo de dezbrăcările domnului Băsescu, despre care vom vorbi imediat. Acolo Ponta era dezbrăcat de costum, de ochelar, de figura asta lui de tânăr inteligent și instruit. V-am spus de acum 3 ani, sunt de atunci, sau nu mai știu, 2 ani și jumătate, că eu am încheiat orice socoteli din punct de vedere uman cu domnul Ponta. Că nu mai dau 2 bani pe el ca om. Nu pentru că a plagiat, ci pentru cum s-a comportat în raport cu respectivul plagiat. E, acolo este o altă problemă, poate la fel de gravă. Faptul că nu știu cât de bine merge economia României, nu știu cât de bine merge politicul în România, nu știu cât de bine merge sistemul de învățământ, de educație, dar știu cu siguranță că există un sistem grav malformat în această țară și anume sistemul etic. Etic, nu moral. Etic. Deci ceea ce la nivelul întregii societăți este acceptat îndeopște ca fiind o valoare din punct de vedere moral. Aia constituie etica. E, la nivel de etică, poporul din care fac parte și o să fac până mor, nu reacționează. Nu reacționează la chestiuni flagrante, înspăimântătoare. Deci comportamentul domnului Ponta în raport cu plagiatul trebuia să scoată oamenii în stradă. Nu i-a scos, pentru că nu se reacționează la așa ceva. Sunt aceiași oameni, mulți dintre ei poate, care l-au votat pe Traian Băsescu văzând cu ochii lor cum acest om lovește un copil și cum recunoaște în confruntarea finală la întrebarea lui Robert Turcescu că l-a lovit. Recunoaște expressis verbis. Nu l-am lovit cu pumnul în plex, nu l-am lovit în față, dar nu spune că nu l-a lovit. Ceea ce
Nu putea fi negat. Și totuși, în fața evidenței, în fața evidențelor morale, ceea ce pe mine aici, cu siguranță că Andrei Pleșu va avea ceva de spus, în fața unor evidențe teribile din punct de vedere moral, poporul meu, majoritatea lui, statistic, întoarce capul. Nu vrea să vadă. Judecă tot în coordonatele lui mentale prestabilite. Ce, domne, vezi de treabă? Dacă eu sunt, Băsescu este un ticălos, un vânzător de țară și așa mai departe, Ponta n-a plagiat. Dacă PSD-ul sunt niște comuniști nenorociți care nu trebuie să ajungă la putere, Băsescu n-a lovit copilul. Deci evidențe absolute din punct de vedere moral sunt respinse, din păcate, de majoritatea populației. Domnul Victor Ponta compara mandatele lui Traian Băsescu cu cel cu perioada regimului nazist. Ce anume au în comun cele două perioade, să zic? Cred că nesiguranța aceea era și atunci ca și acum. Ea nu ține la poporul. Nu ține la țara asta. Păi nu, pentru că Hitler ținea la poporul lui. Am Dacă înțeleg. Ne gândim bine, ținea la poporul lui. Da, a avut dreptate. 110% au avut dreptate. Ce anume, nu știu, seamănă între cele două regimuri? Ce anume seamănă între regimul nazist și cel al lui Victor? Au omorât oameni și ăsta, au omorât oameni și ăsta. O taia salarii, o taia pensii și nu fac nimic în țara asta. Ne-au băgat ator la străini, acum de avem ce plăti noi și copiii noi. Cum anume, nu știu, au omorât oameni? Că... Să nu. Dacă l-au dus din Sebre până în Alba și au murit, că în Sebre și-au închis spitalul, premierul Victor Ponta spunea că ultimii 10 ani de mandat cu Traian Băsescu se pot compara cu regimul nazist. Da, ceva, o comparație prea bună. De ce? Regimul nazist a fost pe timpul respectiv. Acum el a făcut mai multe rele. Da. De ce? Păi pentru că asta e, uite că îi bagă la pușcărie și ne bagă la pușcărie fără să-i fie de vin. Bine l-a De ce? De-aia. Pentru că Băsescu e mereu conesesist. Ăsta nu ține numai cu clica lui și pe restul. El o iubește pe Elena Udrea și familia lui. Clica lui, să-i zic așa. Tot ce spun acești bieți oameni arată că tot ce știu despre nazism e fie ce au văzut în filme cu nemți înainte de 89, fie ce le-a rămas vag într-o memorie confuză într-un discurs sau altul. E habar n-au despre ce vorbesc. Și problema e, revenind la ce spunea domnul Popescu, din păcate, foarte multă lume în România nu mai judecă nici pe raționamente, nici pe principii, ci pe convingeri. Când cineva are convingeri, nu poți să-l contrazici. N-are. Convingerile sunt beton. Poți să-i arăți 1000 de documente, poți să-i vii cu dovezi, poți să-i arăți lucruri evidente, convingerea rămâne neclintită. Când îl detești pe Băsescu, nu ești din asta și dacă Băsescu te îmbracă în aur. Dacă îl urăști pe Iliescu, mi-aduc aminte din anii 90, tot așa, trebuie să fie clar că nu poate face decât lucrurile. Acest tip de abuz al convingerii, fără principii și fără judecată, și fără un simț minimal al evidențelor, e foarte periculos. Dar e și mai periculos să difuzeze acest tip de imagini, nu mă refer la dumneavoastră, mă refer la faptul că oamenii ăștia au fost întrebați, filmați și puși pe post. Pentru că dau impresia că reprezintă gândirea poporului, ori îmi pare rău, eu personal, ca român, nu mă identific nici cu portretele astea, nu că sunt eu frumos. E una din obiecțiile care mi se aduce frecvent. Sunt urât și gras. E bine, nu de aia, dar nu mă identific cu aceste portrete, cu acest tip de gândire și cu această ignoranță agresivă care se citește în fiecare silabă pe care o rostesc. Dacă ăsta e poporul român, atunci vorba lui Emil Cioran
să nu se spună că eu am spus asta, suntem copți ca să dispărem. Aș vrea să-i spun doamnei să, nu știu, să încerc să mă pătrund așa de sensul expresiei Sancta Simplicitas rostită de omul ăla când ardea părug și să uita la unii cam ca oamenii ăștia care se bucurau pe la picioarele rugului. Deci aș vrea să-i spun doamnei care a spus la un moment dat că Hitler a ținut la poporul lui, aș vrea să o informez cu toată dragostea că potrivit relatărilor ultimilor martorii ai ultimelor zile ale lui Hitler, el a spus așa: am avut dreptate, am greșit doar poporul. Erau poporul care corespundea cel mai bine viziunii mele, nu erau germanii, erau slavii. Ei sunt nația de învingători, ei sunt Herrenvolk și nu germanii, stimată doamnă. Deci Hitler, în vreme ce germanii mureau cu milioanele în jurul lui, spunea că a greșit poporul, că nu l-a meritat poporul german, nu l-a meritat pe el și, și viziunea lui. Deci acest urechism feroce, spuneam când m-ați întrebat, domnule Pândaru, dacă e eficient Victor Ponta cu aceste năsărâmbe pe care le debitează. Este, spuneam. De ce? Pentru că urechismul ăsta al lui rezonează, urechismul lui personal rezonează cu urechismul național. Iarăși sunt nevoit să constat statistic prezența. Uitați-vă cum folosesc și nu numai acești oameni. Nu, domne, ăștia sunt simpli cetățeni. La televizor, inși cu pretenții politicieni. Uitați-vă cu câtă nonșalanță folosesc cuvinte al căror sens nu-l cunosc. Pe mine mă amuză că se stau și se ascult doar azi, bă, ăsta nu știe ce înseamnă. Doamna aceea a folosit cuvântul esesist. Știe careva din dânsa ce înseamnă SS. A fost curioasă înainte de a rosti SS. Să vadă, domnule, ce înseamnă acele două inițiale? Ce au însemnat ele? Nu. Aruncă cu acest cuvânt pentru că consideră că dă bine. E de rău, a auzit ea că e foarte de rău și dă bine în sensul celor zise de domnul Ponta, care nici el nu știe ce vorbește. De aceea, după părerea mea, prin aceste două, acești doi parametri ai discursului său, prin amoralitatea domnului Ponta, eu îl percep ca amoral pe domnul Ponta. După părerea mea, este de un cinism formidabil și urmărește scopul cu o aroganță imensă pe care o simt în fiecare moment, cu deosebirea față de Adrian Năstase, că e preocupat tot timpul să-și o comprime sub acel zâmbet de școlar întors din vacanță sau care a fost pedepsit de profesor că nu și-a făcut lecția. Și cu deosebirea că Adrian Năstase, trebuie să o spun, era și mai inteligent și mai cultivat. Bineînțeles. Dar eu sunt de părere legat de ce spui. Bun, doamna aceea nu e curioasă, cum speri, ca să afle ce e SS, fiindcă ea știe. Ea știe, evident. Cine știe nu mai are curiozități. Dar poate că sunt idealist la rândul meu acum, dar după părerea mea, un om care vrea să fie președinte și care e în campanie, bun, îngroașe unele metafore, face meeting-uri, spune lucruri mai sloganistice și așa mai departe, dar trebuie totuși să se gândească și la binele pe care trebuie să-l facă poporului român. Și unul din binele, din bunurile pe care trebuie să le ofere, este o conștiință mai demnă a propriei exprimări, a propriei gândiri și a propriului raport cu țara în care se află. Nu faci un bine poporului român încurajând această gândire de bâtă pe care am văzut-o eu în aceste expresii. Nu sunt oamenii vinovați. Sunt stârniți să să gândească și să exprime așa. A încuraja acest tip de gândire și de vorbire este a face un rău poporului tău. Iată în ce chici profund se duce domnul Meleșcanu venind de la șefia SIE, unde te aștepți, domnule, acolo e o persoană care
vorbește puțin, rezervată, nu consistentă, serioasă și mai departe. Dumnezeu, este un măscărici. Din păcate cu părul alb, domnul Meleșcan. Însă aceeași atitudine, care la dânsul e foarte vizibilă, asta dă dispreț față de alegători, de considerarea lor niște antropoizi, o întâlnim la toți ceilalți candidați semnificativi. O întâlnim la domnul Ponta, dacă ne gândim foarte bine, o întâlnim la domnul Băsescu. Deci toate aceste aspecte flagrante în legătură cu candidații ăștia pe care le-am discutat, ce înseamnă altceva decât ai considera pe alegători proști și amorali? Asta înseamnă. Portretul alegătorului în capul acestor oameni este unul că sunt proști și nu bagă de seamă aberațiile cu care venim, ticăloșiile cu care venim, lucrurile în mod clar imorale cu care venim, non-etice cu care venim. Nu, nu le vor băga de seamă pentru că noi îi considerăm niște proști. N-aș vrea să folosesc expresia pe care iarăși am introdus-o în presă și anume, da, e bună și adevărată, pulime. Aceasta, expresia nu mi-aparține, am preluat-o de la fostul primar al Bacăului, Sechelariu, da. Lăudată-i fie memoria. Așa? Expresia asta, care reprezintă, după părerea mea, ce au în cap fiecare dintre aceste să, cât de ușor cred că prostesc, cât de ușor cred că prostesc și cumpără electoratul aceștii candidați. Dar nu cumva reușesc? Ba da, din păcate reușesc. Asta după cum se vede. O altă emisiune în care să vorbim sau mai curând să nu vorbim despre problema democrației în general. Pentru că, din păcate, dar nu poți să schimbi electoratul. Mai schimbi câte un președinte, câte un guvern, dar electoratul e același. Și acum e de lăcrimat mult în legătură cu capacitatea de digerare pe care electoratul o are uneori față de persoane pe care în mod natural nu le-ai socoti plauzibile. Asta e situațiunea. Se întâmplă și la alții. Dar nu chiar așa. Nu chiar așa. Eu sunt pentru un episod măcar de vot obligatoriu în care omul trebuiască să învețe și să-și spună părerea chiar anulând votul, dar să se ducă. Pentru că altfel, pe proastă prezență la vot, câștigă întotdeauna candidatul cu fan și cu organizare. Dar o căsuță cu nu pe buletinul de vot? Eventual. Nu înțeleg ce-i cu domnul Turcescu. M-a tulburat ce-am văzut. Era un portret, un comportament și un tip de limbaj și de discurs care m-a neliniștit. Nu știu, nu înțeleg nimic. Dar presa noastră suferă grav după faptul că nu e o presă de gazetari, îndrăznesc să spun asta, ci o presă de propagandiști. Ele sunt un fel, organele noastre de presă sfârșesc până a fi un fel de partide sub acoperire, ca să zic așa. Ele, de fapt, sunt afiliate, nu spun că neapărat cumpărate, nu știu detalii de-astea, dar sunt oameni de convingeri, cum vorbeam. Au niște convingeri și, de fapt, se comportă ca niște ideologi, propagandiști. Au niște convingeri plătite și, eventual, de multe ori, cu sume, da, cu sume pe care mulți dintre tinerii, sigur, mei colegi jurnaliști nu le-au, sigur, visat, da, vreodată. Pe care nici eu nu le-am visat niciodată. Da. Și adaug însă că unii se lasă întâi plătiți și, pormă, ca să intre în ordine cu sufletelul, încep să creadă că chiar sunt sinceri atunci când fac ce fac, deși o fac pe bază de bani. Deci e vorba de un fel de partide sub acoperire care lucrează ideologic și propagandistic și care au din ce în ce mai puțin de a face cu gazetăria reală. Sunt tot mai puțini gazetari cu adevărat. Pe sunt foarte mulți gazetari care își modifică opiniile în funcție de experiențe private, personale. Adică visează un anumit amplasament, nu-l capătă și atunci se supără și devin opozanți. Sunt multe cazuri.
Prin urmare, eu cred că ca orice instituție românească și instituția presii este în criză, iar cazul Turcescu nu e de natură să mă liniștească, pentru că nu mai înțeleg nimic. În plus, oriunde ești plasat, ești prost plasat. Ori ești la Voiculescu și ești deci prost plasat, fiind la Voiculescu, și de altfel te și comporți ca unul care ești la Voiculescu. Dar acum sunt și, uite, și eu sunt prost plasat. Am aflat că lucrez la un ziar unde al cărui patron cândva a făcut trafic de copii. N-am știut asta și acum nu știu exact cum stau lucrurile. Am văzut niște secvențe care nu erau așa de convingătoare din punctul meu de vedere. Dar, până la urmă, oriunde te duci, dai de o capcană. Dai de o... Dacă e să vă spun sincer, ceea ce îmi doresc și sper să obțin asta, și cred că e un bun final de emisiune, este nu numai să nu candidez la președinție, dar să nici nu mai public în presă și să încerc să-mi văd de treburile mele. Dar tu ești jurnalist. Vii ca jurnalist să ne vorbești ca un pastor. După Noua Anglie, din secolul XVIII, era ceva absolut de necrezut. Acum, după aceste zile, cred că există doar două posibilități. Unu, domnul Turcescu este bolnav, e clinic, are o problemă, poate avea o problemă clinică și atunci să ne situăm în cu totul altă sferă. Discursul ăsta mecanic pe care îl repetă acum, asta e, poate fi un simptom. Capacitatea asta de a repeta cu obstinație aceleași cuvinte, aceleași expresii, judecători drepți la nesfârșit, poate fi un simptom. Sau, deci dacă e așa, atunci chiar nu mai am ce comenta, dar dacă nu este așa și până când ne lămurim ce este, domnul Turcescu a făcut ceva pentru care nu am altă imagine decât asta. Domnul Turcescu, din nou, nu vreau să cobor nivelul discuției, a defecat în sufragerie, ne-a lăsat pe cei din branșa asta, din breasla asta, câtă mai este, stop cadrul la masă în sufragerie și el zburdă prin curte, prin curte cum l-am văzut la televizor și strigă, extatic, m-am eliberat, m-am eliberat, eliberați-vă și voi. Asta spune domnul Turcescu. Da. Și nu vorbesc decât în fața Marii Adunări Naționale. Exact. Era frapantă. Și, da. Avem o presă, mare parte din trusturile pe care le-ați pomenit sunt conduse patronate de politicieni. Domnul Voiculescu e politician, domnul Ghiță și dânsul e politician. Da. Aș vrea să mai spun ceva în legătură cu Robert Turcescu, deci cu asta. Ce face, ce este profund în neregulă, în ce văd și aud de la Robert Turcescu, analizez, nu știu dacă e nebun sau nu, eu analizez discursul. În ce spune, sunt niște probleme morale grave. El nu vine acolo să spună, eu, păcătosul, mărturisesc. Nu e un mărturisitor care vine în fața noastră. El ne aruncă, spune că a dat jos un rucsac cu pietre din spinare. L-a dat jos din spinarea lui și l-aruncă în spinarea noastră. E un tip foarte interesant de mărturisire. Sfântuleții mărturisitori, scriam cândva un articol despre cei care vin și îți expun cazul lor de foști turnători sau probleme de genul ăsta în trecut, exact ca cerșetorii la intersecții, care îți bagă sub ochi plaga respectivă, să nu poți să te uiți în altă parte, ți-o bagă sub ochi și zice, ia uite, ce zici de chestia asta? Nu? Dai ceva? Pentru că domnul Turcescu în fiecare moment ne-a luat pe toți din această branșă sub pulpana lui și revin iarăși la comparația asta scatologică. Așa cum exista un, când nu existau tutalegul, nu existau WC-uri în Franța, mai departe, la Versailles, pe alei, existau niște inși cu niște mantii enorme, care circulau din când în când și dacă un nobil cu peruca avea de gând să execute
să-și facă nevoile, era luat sub mantia aia și acolo executa. Nu? Ori domnul Turcescu are o mantie foarte largă din primul moment în care spune eliberați-vă și voi, cercetați în adâncul vostru, deci presupune de la bun început, ca și domnul Voiculescu, care spunea colaborarea cu securitatea, în, la urma urmei, toți cetățenii Republicii Socialiste României au colaborat cu securitatea într-o măsură mai mare sau mai mică, spunea domnul Voiculescu. Deci aceeași tactică imorală și nu morală de a-ți arunca ceea ce tu spui că e vina și păcatul tău pe care noi nici măcar nu-l cunoaștem, nu știm cât e de grav, de reclamă accentele aia de Dostoevski în mizerie, a-l arunca în spatele nostru al tuturor. Asta face domnul Turcescu. Nu e o căință. Nu e un act cu adevărat de confesiune, un act de... el își aruncă pietrele alea din rucsac, le aruncă în noi pentru ca să-și disipeze, de fapt, propria situație. Un mărturisitor adevărat nu se consideră decât pe sine. Când ești cu adevărat tulburat în tine și când cu adevărat te mustră conștiința, ca să folosesc o expresie de pe vremea comuniștilor, atunci nu te gândești în primul rând la X și la Y, că și ei au făcut ce au făcut. Atunci te gândești la tine, în primul rând, și la păcatul ăla greu pe care îl ai. Aceea este, cred, mărturisirea adevărată, singura, pe care domnul Turcescu nu o face. Am avut o problemă și lingvistică. Am văzut un text al lui care se cheamă Mărturisire și spovedanie. Mai lipsea și confesiune, ca să spună același lucru cu trei cuvinte. Nu e nicio deosebire, de fapt. Dar problema e alta. Între conceptul de ziarist și conceptul de informație este o legătură subînțeleasă. Asta este, în fond, substanța ziaristicii. Lucrezi cu informații. Ori nu poți, ca ziarist, cu experiență, să vin într-un studio de televiziune și să spui așa, am venit să nu vă dau nicio informație. Asta a făcut. Orice întrebare care vroia să obțină un minimum de informație era amputată cu un discurs de stereotip, nu voi spune nimic, numai în fața judecătorului. Ori nu vii atunci în emisiune și rezolvi lucrurile cu judecătorul, ori dacă vii, ești obligat să livrezi telespectatorilor, cititorilor, publicului un minimum de date care să-i facă să nu rămână perplexi. A venit să dai informații și conținutul lor să fie nu vă dau informații, e o joacă cu meseria care nu și are să regulă. Spui, nu mă interesează acum publicul. Pentru mine asta a fost cel mai teribil din tot ce am auzit acolo. Deci un jurnalist care consideră că instanța de judecată pentru el nu e publicul. Că prima instanță de judecată pentru el nu e publicul. Un jurnalist. Da. Dom'le, dacă a devenit ofițer acoperit, cum spune, în 2010, întrebarea e de ce vrea cineva în 2010 să devină ofițer acoperit dacă n-are în cap un scenariu în care vrea să joace și el puțin de-a spionii. Pentru că... nu se înțelege, pare o chestie copilărească. Am vrut și eu să mă bag puțin sub cuvertură, să umblu la chestii secrete, nu știu. Nu se înțelege motivația unui gest ca asta. Pentru că bănuiesc că nu poți să ajungi la ceva dacă nu vrei. Trebuie să... Și nu că nu vrei în sensul în care nu vrei pe vremea comunismului. Acum nu te obligă nimeni, nu te strânge cu ușa. Nici atunci nu te obligă, Andrei. E adevărat. În anii 80. Aș spune că după anii 70... Nu puteai, te mai obliga nimeni. Decât dacă aveai, erai șantajat cu lucruri gravisime. Domnul Turcescu este un reprezentant al unei părți a presei care susține dreapta. În partea cealaltă sunt alți domni, domnul Gâdea, domnul Badea, domni care de multe ori v-au luat pe amândoi, atât pe dumneavoastră cât și pe domnul Popescu, drept ținte. De ce? De ce ne-au luat? Le sunt antipatic. Am avut eu vreo două, trei vorbe în care s-au simțit ofensați și atunci mi-au dedicat ample emisiuni. Ce pot să le spun? Dacă îi amuză,
Sunt liber să o facă. Pe de altă parte, ce mă deranjează, dacă mă deranjează ceva, este felul destul de grosolan în care se petrec lucrurile. Cu minciuni, cu calomnii, cu repetarea la infinit a celor două, trei, celorlalți două, trei chestii. Nu e prea inteligentă și prea subtilă maniera lor de a te răpune. E previzibilă, e destul de rudimentară și, ce să zic, n-aș putea să spun că mă doboară și că mă face să sufăr. Sigur, mă indispune. De ce mă indispune? Pentru că tipul ăsta de discurs înrăiește lumea. Am pomenit cazul Patapievici. Dom'le, au reușit să facă din el un personaj pe care unii îl scuipă pe stradă. Această injecție de răutate nu le va prini nici lor până la urmă și nu le priește, dar în orice caz face foarte rău. Am avut de curând cazul Sobaru. Aduceți-vă aminte ce amplu a fost folosit după gestul lui disperat din Parlament, în emisiuni de la Antena 3 și ce personaj de ofensivă era împotriva dușmanilor postului. Acum recidivează invers. Îi atacă guvernul. Ce spune postul? Nu trebuie popularizată chestia asta, că altfel o să facă și alții la fel. Brusc, un fel de înțelepciune. Dar eu, dacă aș fi acolo și aș fi făcut asta, m-aș fi simțit acum vinovat. Eu am încurajat un derapaj. Omul ăla trebuia îngrijit, trebuia amenajat. La fel a mai fost cazul cu domnul acela care l-a scuipat pe președinte. Era vizibil în 5 minute de dialog televizat cu el că omul nu este o structură stabilă și era clar că era un om. Dom'le, nu faci așa ceva, nu te joci cu slăbiciunile, cu vulnerabilitățile, cu bolile oamenilor când ai tu nevoie, după care îi abandonezi. Lucrul ăsta e foarte periculos și are efecte fizice, dar mai ales are efecte psihice, sufletești, pentru că, repet, e o injecție de răutate care se administrează cu regularitate unui anumit public și care dă și fenomene ca alea. Instigare la violență. Sigur. Instigare la violență, sigur, efectivă. Ori eu nu știu ce fel de oameni sunt ăștia, care au și ei. Unii au o educație religioasă, unii au copii, au familie. Eu nu știu cum cred ei că în tipul ăsta de atmosferă cineva poate trăi firesc. Ce mă uluiește este faptul că, așa cum nu se întâmplă nicio televiziune din această țară, la Antena 3, toți cei din platou spun aceleași lucruri, sunt de aceeași parte a baricii, sunt uneori 3, 7, 10, 15 inși adunați în platou, care spun toți, pe diferite tonuri, același lucru. Toți au aceeași orientare, nimeni nu iese din această orientare dacă mai îndrăznește cineva, ori dă greșeală, ori, eu știu, e amețit într-o răceală ceva și încearcă să introducă vreun dubiu, vreo deviere, cacaia deviația de la linie acolo, este reprimat imediat ca într-o ședință de partid de 1989, când existau niște inși pregătiți pentru ca ședința să se desfășoare bine, să nu scape de sub control. Dacă cineva ridica mâna, era blocat imediat de ăștia. Deci, mă întreb, cum poți să consumi un asemenea produs mediatic în care 15 oameni din studio, zi de zi, ceas de ceas și în proporția pe care v-am spus-o, susțin cu toții același lucru, nesmintit, neoiotă, fără să se iasă din linie. Da, e o lipsă de imaginație, într-adevăr, stupefiantă. E probabil pentru că lumii îi place să audă înjurături și rele. E mult mai antrenant să asculți tot felul de rele, de drăcii, de supărări, de așa, decât să te uiți la ceva care se desfășoară blând și placid. E o rețetă asta. Grav e că ei spun,
ne reproșați nouă că suntem răi, dar Băsescu cum e? Păi fiți voi altfel. E un ping-pong scurt și destul de trist, care însă văd că se consumă. Și revenim iar la domnii și doamnele care vorbeau aici și care spuneau că suntem în plin nazism. Domnilor, vă mulțumesc că a fost un adevărat test de rezistență și un efort. Da, protestez că mi-ați vorbit de o oră și constat, uitându-mă acum la ceas, că s-au făcut 2 ore jumate și ăsta e argumentul ultim pe care vi-l pot spune, de ce nici nu mi-ar trece prin cap să candidez la vreo funcție, că dacă fac 2 de-astea pe zi, ies din joc a 3-a zi.